Această imagine, recunoașteți desigur, este foarte asemănătoare cu unul din genericele programului 1 de televiziune. Nu numai că seamănă, dar iată, într-un loc din țară, am găsit și sursa de inspirație. Acesta este modelul Mirei de pe ecranele de televiziune, un detaliu dintr-un covor care se află în Muzeul Județean din Buzău. De unde este această piesă? Piesa provine din colecția unei femei care ne-a donat-o. Eu personal nu știu numele femeii care ne-a donat-o. Este o săsătură specifică zonei Buzăului. N-a mai fost întâlnită decât pe o scoarță foarte veche care se află la Râmnicu Sărat. Și cam câți ani să aibă? Este pe la 1850. Din ceea ce spunea bătrâna respectivă, ea o are de la străbunica ei. Călătoria pe care vă propunem pornește dintr-un muzeu care n-a împlinit încă un an de când cu generozitate și-a deschis porțile pentru un public doritor și iubitor de frumos și căruia, cum veți vedea mai departe, îi stă la dispoziție cu inedite și interesante colecții de artă, cu un bogat și instructiv material istoric. Foarte aproape de sursa autentică a țesăturii românești, în această sală de artă decorativă de la Buzău, există o altă tapiserie cu semnătură de creator. Da, Alianei Șaru, o lucrare cu care noi ne mândrim foarte mult, este piesa noastră de rezistență din această sală, legată de tradițiile populare, de tradițiile de iarnă, de sărbătorile de iarnă, mai bine spus, cu câteva măști, o compoziție frumoasă, încărcată de tradiții, de rolul pe care l-au sărbătorile în viața satului. Sărbătoare se numește lucrarea Alianei Șar. Sentimentul de sărbătoare este și cel pe care îl trăiești vizitând întreaga colecție de artă decorativă contemporană. Vă sfătuim însă, în condițiile în care și dumneavoastră veți trece prin Buzău, să vă rezervați pentru aceste săli timp mai mult. Încercați să stăruiți minute îndelungate lângă apa alcătuită din fire de Manila a Arianei Nicodin, lucrare de mare inspirație, și veți trăi prin propunerea artistei momente de reală emoție. Priviți cu atenție cromatica energică cu rost evocator al tapiseriilor semnate de Nicolae Groza, Carmen Groza, Ion Stendhal, Mimi Podean și veți înțelege că istoria vorbește în limbaj artistic despre același trecut tulburător eroic al neamului. Pentru noi a fost greu, din motive ușor de înțeles, ca în aceste minute de film să nu vitregim artiștii și creația lor. Pentru dumneavoastră va fi ușor să cuprindeți toate lucrările de ceramică din colecții. Noi vă informăm doar că îl veți întâlni printre ceramiștii de marcă pe Costel Badea, pe Ioan Berendea și Radu Tănăsescu. Să nu uitați pe Dan Băncilă și măiastra sa prelucrare artistică a sticlei în obiecte de artă, din care am dorit fiecare dintre noi ca măcar unul să înnobileze și interioarele caselor noastre. Cum s-a făcut de Muzeul Județean din Buzău are una dintre cele mai mari și mai spectaculoase colecții de artă decorativă? Cred că, în primul rând, s-a constituit prin dragostea și dăruirea oamenilor, a colectivului muzeului, prin sprijinul Comitetului de Cultură, prin sprijinul Consiliului Culturii, care a dat cea mai mare parte a lucrărilor, au fost repartizate de către Consiliul Culturii. Toți artiștii tineri care au prezentat la diverse expoziții în țară și chiar peste hotare lucrări de cea mai înaltă calitate, au fost încântați chiar să trimită aici lucrări de valoare și, bineînțeles, puse în valoare în muzeul nostru. Câte piese conține colecția? Avem în jur de 1500 de piese. Vă mai spunem că cea mai mare colecție Brăduț Covaliu din țară ocupă 5 încăperi în Muzeul Buzoian și conține 254 de lucrări, 254 de ipostaze ale aceluiași mare artist.